Bine v-am regăsit. Tocmai am cumpărat un set de mănuși profesionale pentru uz general de la DeWalt și mă gândeam să fac un clip despre ele, să le prezint. Denumirea comercială sub care sunt vândute și sub care le puteți găsi pe internet este DeWalt Power Tool Gel DPG33. Sunt niște mănuși profesionale pentru uz general, pentru construcții, pentru transport. Am încercat să mă documentez cât mai bine pe internet pentru această prezentare, să vă spun concret din ce sunt făcute și ce sunt toate materialele astea. Însă pe site nu găsesc, adică furnizorul nu prea oferă informații foarte detaliate, să spun așa. Mai mult la genul general, țesătură specială, materiale speciale, deci concret, concret, nu știu să vă spun din ce sunt făcute, dar le putem vedea și putem să extrapolăm noi în funcție de material, cam ce ar putea fi. Astea sunt măsura 10, corespund la L. Eu am mâinile destul de mici și vreau să-mi stea cât mai bine în mână, cât mai bine fixate. Au o prindere aici la manșetă de tip Velcro cu arici. O să le desfac și o să le studiem mai în detaliu. O să le fac și o probă să văd dacă merg folosite, de exemplu, la telefonul mobil, la ecranul digital de la smartphone. A mai pus cineva întrebarea asta pe site și am zis să testez și funcția asta, să văd dacă merg folosite fără să le dai jos. Asta este o etichetă cu care au venit. Scrie câte ceva pe aici, dar în română nu are niciun mesaj. Deci cam așa arată mănușile. Aici materialul ăsta seamănă cu un fel de piele întoarsă și cred că asta și este. Pe aici sunt niște țesături. Asta e destul de elastice, după cum le văd eu. Aici are un fel de catifea așa. Dungile astea e posibil să fie fosforescente, să lumineze noaptea exact ca vestele alea reflectorizante. Aici avem un fel de material așa catifelat, cam cum e prosopul. Iar la fel aici niște piele întoarsă. Și aici în palmă, așa cum scrie și pe site, un fel de gel, un fel de spumă așa, se și vede că e un pic mai pronunțat aici materialul în zona palmei. Ei spun că sunt atât pentru o prindere mai bună, pentru un grip mai bun și absorb și vibrațiile foarte bine, adică pot fi folosite cu succes și cu un rotopercutor și cu o mașină de găurit cu impact. Acum nu e că celelalte n-ar putea fi folosite, dar având în vedere că ei se laudă că sunt profesionale, au făcut aici o chestie de genul ăsta așa. Hai să văd și eu cum intră în mână și cum mă simt cu ele. Acum sper să nu fie prea mici, dar nu, intră exact perfect în mână. Să văd aici cam cât ar trebui să strâng la manșetă. Mi-am dorit niște mănuși de genul ăsta pentru că vreau să-mi stea foarte fixe în mână. Exact ceva de genul ăsta așa. Da, de simt destul de confortabil. Stați, o bag și pe cealaltă pereche.
Mai spune ei tot acolo pe site că materialele astea din care sunt făcute sunt respirabile. Adică ce înțeleg eu prin asta, că atunci când îți transpiră mâna, ar trebui să nu rămâi cu palma udă, să nu simți că ești ud pe dinăuntru. Și ar trebui să transpire foarte bine și să rămâi tot timpul cu palma uscată și... Da, deci cam așa arată mănușile în mână. Măsura e potrivită, deși ar fi putut merge și un XL, dar nu, le prefer pe astea așa. Chestia asta din palmă nu mă lasă pe mine să închidă foarte bine mâna, dar nici nu cred că e nevoie, pentru că hai să probez un pic să văd, de exemplu, la mașina asta dacă aderă chiar așa bine cum spunei. Gelul ăsta de aici de sub material. Ăsta la rândul lui are și el un material cauciucat. Și da, senzația este foarte foarte bună. Chiar îmi place cum mă simt cu ele, parcă sunt un portar așa de bine stau în mână. Vedeți exact ca mănușile alea de portar. Deci confortabile, fixe. Au și un model frumos, un aspect așa profesional. E ceva aici care mă deranjează, cred că înăuntru a rămas un pic de material acolo. Mă jenează un pic la degetul mijlociu. Sper să nu fie o problemă asta. Acum rămâne să văd în timp cât sunt de durabile. Am zis că o să fac și o probă cu telefonul mobil, să văd dacă merge utilizat cu aceste mănuși, având în vedere că are manșeta asta aici cu strângere velcro. E un pic cam peste mână să o dai tot timpul jos dacă ai nevoie să folosești telefonul. Intra pe canalul meu de YouTube, încerc să văd dacă reușesc să folosesc cu degetul arătător. Trebuie să apăs un pic cu partea asta. Da. Trebuie să insist cu partea din spre palmă să glisez pe ecran. Să încerc cu degetul mare. Asta văd că merge un pic mai bine. Degetul mare. Are și materialul ăsta mai... A, deci ar putea fi folosit la o adică. Și fără să dai mânușa jos. În concluzie, astea sunt mânușile. Alte informații despre ele, nu știu ce să vă mai spun, nici nu prea ai ce să spui la o pereche de mânuși. Le-am luat pentru, în special pentru lucrul cu uneltele, pentru că vreau o pereche de mănuși curate, să nu folosesc mănușile cu care, de exemplu, fac treabă prin grădină sau dacă sunt undeva la o treabă și lucrez cu beton sau ceva, automat mănușa se mai murdărește și mizeria toată va fi transmisă către unealtă. Și de asta, pentru lucrul cu uneltele, le-am luat pe astea ca să le mențin curate și în felul ăsta se mențin și uneltele curate și confortul la lucru este sporit. Da, deci cam așa, o să le folosesc, de-aia le-am luat, nu o să mă uit la ele. Și cam asta e cu mănușile astea de la DeWalt. O să ne reauzim la clipul următor. Până atunci, eu ca de obicei, vă doresc să aveți mult chef de treabă și să auzim numai de bine.